Informația înseamnă putere. Informează-te. Citește Est News. Ce s-a întâmplat? Este vorba de un autor de 28 de ani, iar victima are 22 de ani. Cei doi au avut o relație de concubinaj, începând chiar de la 13-14 ani a victimei. Împreună au avut 4 copii. Acum un an s-au despărțit, victima plecând să locuiască cu mama ei împreună cu copilul cel mic, iar autorul a rămas la el în sat, autorul locuind cu tatăl său și cu cei 3 copii. Ieri, victima s-a dus la primărie să întrebe de procedura de dare în plasament a copilului cel mic, întrucât dorea să plece în Germania. Funcționarea de la primărie l-a sunat pe autor, fiind tatăl copilului, și i-a spus ce s-a întâmplat, iar autorul a zis că el nu are de dat copiii la stat. Numai că în acest moment s-a enervat și s-a decis să-și ucidă soția. A plecat către satul concubinei, a ajuns la un magazin, de acolo a cumpărat un cuțit, o bere și un pachet de țigări. Cuțit ce urma să-l folosească la comiterea faptului. A băut berea, era deja noapte, deci totul s-a întâmplat în 21:30-22, între orele astea. A băut berea, după care s-a dus la locuința victimei, a sărit gardul și s-a uitat pe geam. Victima era acasă împreună cu copilul lor cel mic, cu mama ei, dar și cu 2 cumnați care veniseră în vizită cu tot un copil de-al lor de 11 ani. A stat vreo jumătate de oră prin curtea victimei așteptând să plece cumnații. După ce aceștia au plecat, pur și simplu a intrat în locuința victimei, nu i-a spus absolut nimic, s-a dus la ea și a aplicat 2 lovituri cuțetul în gât. Mama victimei a început să țipe și a luat nepotul și a ieșit din cameră. Autorul a plecat și s-a dus direct la un magazin unde erau mai multe persoane. Le-a pus cuțitul pe masă și a spus că a omorât pe cineva. Persoanele respective nu l-au crezut, chiar au luat cuțitul și l-au aruncat în curtea magazinului. Autorul s-a dus, a luat cuțitul, după care a plecat către casă pe drum fiind prins de către organele de poliție. Este cercetat pentru omor calificat, comis cu premeditare și reținut preventiv pentru 24 de ore, urmând a fi prezentată instanței cu propunere de arestare preventivă. Și-o cumpărat de la magazin din sat un cuțit, țigări și beri. Vă băut berea, s-o făcuză și sara. S-a dus acasă la fost... Ce mă fac eu fără car? Trebuie să-l desmarc.